Dar este de la oaltă, a? Care se duc în conductor. Da, dar nucul nu-i protejat de legea nucului. Mai degrabă mutați sârma decât tăieți nucul. Țântrat, ați tăiat, nici nu v-ați interesat dacă există cineva acasă. Noi să ne gândim într-o zi să dăm în judecată Red Nord-ul și să ne plătească pentru că folosește terenul privat, nu? Asta își bage sârmele pe mijlocul drumului. Dar pe uite, tăți nu și de pe perimetru ne iese ciopărțit. Este zona de protecție, noi suntem mici, noi îndeplinim. Păi da, dar zona de protecție trece pe terenuri private. Ori plătiți arendă pentru folosirea terenurilor private, compensați nu și tăieți. Mici, dar faceți fapte mari. Nu și e din carare e stăiet așa că deamă să usucă. Vin, taie, las creanga în drum. Da, svidanie. Respect pentru proprietatea privată, zero. Red Nord fiind întreprindere de stat. De stat mafiot. Disprețuitor față de drepturile omului. Zona de protecție. Fi zona de protecție, dar și noi avem interes să ne protejăm proprietatea. Mică, mare, proprietatea noastră. Uite cum merg cu curentul electric peste proprietatea noastră. Și-o tăiet nușii. Ăsta mare de mijlocul grădinii o supraviețuit, dar ăștia de la gard i-au ciuntit. Și gardul era cândva cu un metru mai înspre cărarea, acum au lățit cărarea și au făcut drum de acces. Dar în copilăria mea era o cărare îngustă.